22.500 de euro. Atât a costat viața Margaritei. Micuța s-a născut perfect sănătoasă, dar la scurt timp, la un simplu control, mama ei a primit o veste nu tocmai bună. Fetița a fost diagnosticată cu o tumoare la creier. De atunci au trecut aproape 3 ani. Iar Margarita, eu cred că deja se pregătește pentru școală. Dacă este adevărat, o să aflăm de la ea și de la mama ei, Oxana, care vine în această seară alături de noi. Hai, fetele de Abija, salutare! Salutare! Bine ai venit! Ce faci? Mai, fata lui mama! Da. Salut, salut! Uitați-vă la ele, două picături de apă. Ia, fetele, acolo pe canapea. Sper să te simți bine aici la tante Liluna, în ospeție. Da. Vita, câți ani ai acum? Uite, câți ani ai? 6. 6 ani! Ești fată mare, da? Da? Și cum te simți? Ai venit și cu fratele, dar n-a vrut să intre el în platou, da? Da, el seamănă tare, tare cu tine. Sau tare, tare cu tata. Cu cine seamănă el? Cu tata. Cu tata. Ați făcut și pentru mama și pentru tata. Ești fericită acum că o ții în brațele tale, sănătoasă. Mama. Ce? A, uite, acolo, da. Dacă te deranjează, tante Lulu îl scoate. Te deranjează? Nu. Nu. Așa, așa e la televiziune, da? Așa, uite-te acolo la televizor pentru că te vede o țară întreagă și aproape o țară întreagă și mai mult chiar și de peste hotare. Au strâns o sumă mare. Da, și în America s-a strâns și la noi în Moldova s-a strâns, cred că. Atunci când ai primit vestea și atunci când ai aflat ce sumă e nevoie, credeai că va fi posibil? Nu credeam că va fi posibil. Când am fost la medici și au spus că pentru tratamentul aveți nevoie aproape de 100.000 de euro, chiar dacă facem tratament în Turcia, dar dacă în Germania, încă mai mult. Nu știu, plângeam, cred că tare, spuneam că nu avem posibilități, facem ceva, dar trebuie de salvat fetiță. Și chiar plângeam și atunci medic, țin minte, a spus că de ce dumneavoastră plângeți, faceți ceva. Pentru mine asta a fost un, nu știu, ceva ca un... Un imbold, adevărat. Da, adevărat. Și atunci deja am început să căutăm și să salvăm fetiță. Pentru că asta a fost, nu știu, cel mai principal. Și credeam, cred că cel mai mult e credință a fost, că trebuie ajutăm și trebuie să avem minunea asta, cred că, da. Și credeam în Dumnezeu, în primul rând, că totul să fie bine. Și gândiri pozitive, numai decât trebuie să fie. Că... Unde totuși v-ați tratat? Noi am făcut tratament în Turcia, la Istanbul, am strâns bani, am trimis datele la un spital din Istanbul, Liv Hospital, și acolo au acceptat, au spus că aduceți copilul cât mai repede, pentru că urgent trebuie să fie operată. Pentru a fost operată în caz... pe creier? Pe creier, a fost operată pe creier. De câte ori? Două ori. De două ori? Da, în aprilie a fost prima dată când am ajuns acolo și pe urmă am trecut chimioterapie, radioterapie și în noiembrie, după chimioterapie, a fost ca un... A spus că mai aveți nevoie de o intervenție, pentru că după prima intervenție nu a fost o mare înlăturată. Toată. Și după tratamentul a dat rezultat și când am auzit de a doua intervenție, am fost un pic în stare de șoc, pentru că am văzut cât de greu a trecut prima operație și cum e greu de a revenit. Am spus că nu, dar totuși am avut încredere în medici, pentru că au fost rezultate. Și în noiembrie a fost operată în doilea oară și a fost înlăturată cu tot tumoarea. Și așa, acum tot e bine. Noi fiecare jumătate de an facem remeniu la creier. Da, fiecare jumătate de an. Și acum, că recent am făcut în decembrie și tot este bine. Au spus că tot e curat, la noi tot e bine. Chiar trimitem și actele în Turcia la medic, care chirurg care a operat, neurochirurg. Domnul care are mâini de aur, cred că, care o salvat. Așa, uite ce păr frumos are fata, cu toate că a trecut prin perioade în care nu avea păr. Ea, după radioterapie și chiar după, au căzut și tot părul. Asta a fost un șoc. Și ea, da, noi chiar câteodată, da, nu înțelegea și da,
acum e, nu știu, foarte fericită, că are un păr foarte frumos, crețos și chiar nu dă voie să strângem părul, pentru că pentru... Cum? Da. Ea atâta știe cât e de prețios, de ce să-l strângem într-o gâță, cum a făcut tantele lui astăzi? Da. Trebuie să-l lase pe spate, să ne bucurăm de păr pe care îl avem și nu doar, pentru că până la urmă trebuie să ne bucurăm de lucrurile mici și sper cât mai degrabă să fii pregătită pentru școală. Vrei la școală? Vrei? Vrei la școală? Da. Da? Da, și o să stai într-o bancă cu fratele tău? O să stai? Hm? Într-o bancă. O să stai? Cum? Cum? Așa? Nu, stăm noi destul la casă și chiar și la școală să mai stăm împreună. Da. Nu vrei cu Ion? Vrei? Da. Că eu o să fiu ajutor. Dar Ion, în perioada cât voi erați internate, au venit, v-au văzut sau voi stăteați, veneați acasă? Care era prezența voastră, a ta, în special ca mamă în casă? Că și băiatul avea nevoie de tine. El a rămas cu tată, e că în timp de 8 luni când am fost, el a fost cătare cu tată, dar prima dată eu a venit undeva în iunie, a venit la noi în ospiție, a stat undeva o săptămână cu noi în Istanbul. Și așa noi am văzut. Pe urmă, după radioterapie, noi am revenit în Moldova pe 3 săptămâni, dat voie să venim și tot am stat cu dânsul un pic. Dar fratele așa înțelegea ce se întâmplă cu surora lui Gemma? Da, el înțelegea destul, dar el spunea că Margot e bolnavă și noi, nu știu, eu cam s-a motorizat, cred că aveam măcar 3 ani jumate și ea și el, nu știu, cred că asta e boala asta care, nu știu, tare s-a motorizat ei și înțelegea tot. Un pic, desigur că plângea, a fost, nu știu, un pic în caracter, nici nu știu cum vă spun. V-am zis eu că e mica Rapunzel, e fericită, ea se vede în micile noastre televizoare de aici, ea se împletește, se face frumoasă fata, așa e atunci când începi să prețuiești cu adevărat ce ai. Ne bucurăm foarte mult, fetelor, că sunteți bine și cred că și cei de acasă care au donat pentru voi, acum văzând o fetiță mare deja, se bucură, este rezultatul implicării multor oameni. Și până la urmă, atunci când oferi șansă, credeți-mă, copilul ăsta și mama, părinții vor zice toată viața: mulțumesc în cosmos, pentru că nu știi numele la toți oamenii care au ajutat. Atunci când faci bine, primești și tu bine. Atunci când ți se întâmplă o nenorocire, niciodată nu sunteți singuri, spuneți oamenilor din jur, sunt sigură că familia, prietenii, chiar și străinii vă vor sări în ajutor.